Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Fermă. De această dată ne aflăm în localitatea Bilbor, acolo unde se desfășoară ineditul eveniment al zilelor Comunei Bilborene. Iată că în cadrul acestui eveniment a avut loc un moment cu totul și cu totul deosebit, realizat de domnul director Dănuț Ungureanu, director al CEFIDEC, din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane, care cu siguranță va fi un plus valoare pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea zonei de aici, din Bilbor. Iată că avem onoarea să povestim alături de domnia sa cu privire la tot ceea ce poate realiza agenția din perspectiva tot ceea ce poate să le ofere fermierilor. Domnule Ungureanu, sunt ferm convinsă că există multe lucruri necunoscute probabil pentru unii dintre fermieri, dar cărora aș vrea să le oferim acum un răspuns. Mai exact, la ce se referă această agenție și cum anume poate să-i sprijine pe micii și, de ce nu, chiar și marii fermieri din România. Bună ziua și bun găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Într-adevăr, instituția pe care o reprezint astăzi, Agenția Națională a Zonei Montane, este o instituție care se adresează fermierilor, dar nu doar lor, ci și mediului asociativ, antreprenorilor și locuitorilor zonelor montane. Agenția Națională a Zonei Montane este o instituție publică centrală în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Însă sediul acesteia nu este la București, ci este în Bucovina, în județul Suceava, în localitatea Vatra Dornei. Un aspect important, aș spune eu, acest fapt, faptul că nu este în capitală, de unde mereu se spune că de acolo se dă startul, ci iată că ați ales să fie mai aproape de tot ceea ce înseamnă zona montană a României. Exact. Spuneam că sediul este la Vatra Dornei, însă, în afară de acea locație unde se află sediul administrativ și o pondere reprezentativă a colegilor, noi avem în țară, pe tot lanțul carpatic, centre de dezvoltare montană și oficii de dezvoltare montană. Sunt colegii noștri, reprezentanții instituției în teritoriu, care sunt mai aproape de fermieri, mai aproape de antreprenori, mai aproape de sat, de lumea satului, pentru a identifica nevoile, problemele care există, de a ne comunica nouă, pentru ca mai departe, împreună, să încercăm să găsim soluții. La ce se referă aceste situații pe care le întâlniți în teritoriu? Pentru că, din câte observ eu, sunteți omul drumului, al întâlnirilor cu oamenii, nu sunteți omul biroului. Este adevărat, este adevărat. Trebuie să vă spun mai întâi cu ce se ocupă instituția noastră, fiindcă există foarte multe așteptări și noi avem soluții, dar nu putem avea soluții pentru orice, da? Noi facem cursuri de formare profesională pe diferite teme, facem cursuri de calificare, facem cursuri de formare. Cele de formare sunt pentru măsura 10 și măsura 11 din Programul Național de Dezvoltare Rurală, măsura 6.1.6.3. Ce înseamnă asta? Am mai precizat cursuri pentru cei care vor subvenții de la APIA, pentru măsura 10, cursuri pentru agricultura ecologică, de asemenea mai facem cursuri pentru persoanele care deservesc puncte gastronomice locale. Ați văzut că avem și un exemplu bun aici în Bilbor. De data aceasta, cursurile pentru cei care vor să-și dezvolte afaceri în domeniul punctelor gastronomice locale se referă nu doar la zona montană. Avem abilitatea de a face aceste cursuri pe întreg teritoriul țării. Până la această oră suntem singurii care facem acest gen de cursuri. Trebuie să precizez faptul că toate cursurile pe care noi le desfășurăm au caracter gratuit. Deci tot ceea ce facem noi pentru oameni este cu caracter gratuit, se consideră ajutorul statului pentru populație. Important este ca cel care își dorește să participe la astfel de cursuri de formare să fie informat. Iar în acest sens, veniți dumneavoastră în sprijinul lor cu această informație sau trebuie să caute persoanele interesate această informație venind înspre dumneavoastră? Care este traseul?
Adevărul este că sunt ambele sau chiar mai multe variante. Odată, colegii noștri din țară, de la Centrele de Dezvoltare Rurală și la Oficiile de Dezvoltare Montană, identifică pe cei cu potențial, pe cei care vor să-și desfășoare o asemenea afacere. Într-o altă situație, noi promovăm pe site-ul nostru și pe toate canalele pe care le găsim această oportunitate de a face cursuri. Odată ce au intrat în contact cu această informație, care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă astfel încât să poată fi părtași la un astfel de curs și ulterior vom discuta puțin mai târziu pe parcursul emisiunii ce criterii trebuie să îndeplinească astfel încât să obțină statutul de punct gastronomic local. Trebuie din nou de două aspecte. Cei care vor să urmeze cursul sunt de profesiuni diferite, de vârste diferite. Deci nu e neapărat să fie fermier. Nu este neapărat să fie fermier. Important este să-și dorească și eventual să aibă un potențial acasă. S-ar putea să nu aibă persoana respectivă, însă există cazuri, vă dau un exemplu, am avut destul de mulți studenți participanți. Nu știu dacă își va face studentul acum, dar poate că părintele lui, poate că o rudă de-a lui, poate știe pe cineva și se va rostogoli informația în așa fel încât să se dezvolte un asemenea punct. Cel care este interesat va trebui să își facă un dosar, să depună o cerere, o copie după carte de identitate și o fișă de înscriere. Deci sunt trei piese care sunt la îndemâna oricui. Aceste informații se regăsesc pe site-ul instituției noastre, pe azm.gov.ro. Se pot descărca, iar mai departe, tot informația care se regăsește pe site vor fi transmise pe o adresă de mail, aceste documente, iar în momentul în care vom avea cel puțin 10 persoane doritoare de a participa la curs, noi putem să demarăm cursul. Iată că mi-ați preluat parcă următoarea întrebare, cât de des se organizează aceste cursuri, dar observ că în urma întrunirii unei echipe de minim 10 persoane se poate realiza un astfel de curs care cât durează? Cursul are 24 de ore, mai exact 4 zile a 6 ore. Noi îl putem desfășura în format fizic, pe perioada pandemiei l-am făcut și în format online sau în format hibrid. Da? În format hibrid, adică undeva se adună mai mulți doritori sub îndrumarea unui organizator, iar colegii noștri participă online de la distanță și astfel se desfășoară. Îmi place că ați ținut cont de toate aspectele și de timpul fermierilor, al celor care își doresc să realizeze un astfel de punct gastronomic local și de distanță, pentru că, vedeți, cunoașteți foarte bine faptul că țara noastră e mică, probabil, pe globul pământesc, dar când e să o străbați la pas, deja ai nevoie de câteva ore bune și atunci aveți această deschidere înspre a-i iniția pe cei dornici, înspre a înființa un astfel de punct gastronomic local. Ca și succes, ca și realizări, până în acest moment, câți cursanți ați avut, o cifră aproximativă, și dacă există o dorință arzătoare din partea românilor pentru a participa și pentru a dezvolta astfel de puncte gastronomice locale? La sfârșitul anului trecut am avut 2750 de absolvenți. Iar anul acesta, până la această dată, înclin să cred că mai avem în jur de 1500. Există o dorință. Din ce cauză? Pornind de la dezvoltarea comunității și terminând cu valorificarea produselor agroalimentare prin lanțul scurt. Ce se dorește prin aceste puncte gastronomice locale? Se dorește ca gospodarul să poată servi masa turiștilor și nu numai lor, în propria gospodărie. Produsele provin din gospodărie, iar în acest mod se găsește o rezolvare la două nevoi. Nevoia
gospodarului, a fermierului de a-și vinde produsele și nevoia turistului de a găsi o hrană specifică, sănătoasă, locală, pe care să o consume atunci când este în vizită într-o anumită locație. Dar, totuși, aceste puncte gastronomice locale trebuie să se supună anumitor reguli, anumitor stricteți, care de altfel se regăsesc și în rândul restaurantelor. Nu-i așa? Mă refer aici la igienă, sanitar, veterinar. Tocmai aceasta este diferența. Punctele gastronomice locale nu concurează cu restaurantele. S-ar putea să fie locații unde nu pot exista sau nu sunt restaurante. Bineînțeles, trebuie condiții minime de igienă și Direcția Sanitar-Veterinară este cea care autorizează asemenea puncte gastronomice locale. Noi facem cursul de 4 zile prin care explicăm oamenilor cum să-și pună în rânduială ceea ce știu, fiindcă de obicei aceștia au acele calități, da? Că de-aia sunt importanți, fiindcă știu să aducă produsele preparate tradiționale. Noi învățăm cum să și le pună în regulă, iar Direcția Sanitar-Veterinară este cea care autorizează. Însă, pe lângă cursul nostru, mai este nevoie de un curs scurt de igienă, cu cele două piese la ONRC și drumul este deschis. Iar încă o condiție, în cadrul punctelor gastronomice locale, se poate servi masa la maximum 12 persoane. Da? Deci nu este restaurant, ci este o locație, o gospodărie care are voie să-și valorifice produsele agroalimentare în cadrul acesteia. Iar ca și meniu trebuie să avem două feluri de ciorbă, două feluri de fel principal și un desert. Mâncarea care se execută în aceste puncte gastronomice locale trebuie să fie consumată pe parcursul aceleiași zile. Iar acest punct gastronomic local are obligația de a fi deschis zilnic în timpul săptămânii sau proprietarul poate alege un program în funcție de nevoile, dar și de cerința pe care o are din partea clienților? Exact. Este la latitudinea proprietarului cum procedează. Dumnealui își stabilește singur programul, funcție de turiștii pe care are, funcție de perioadele când poate. Avem noi un exemplu foarte bun. Undeva în Vama Buzăului există o asociație gastrolocal care cuprinde punctele gastronomice locale, acolo sunt ceva mai multe cele, din întreaga comunitate. Toți au același preț la produsele pe care le vând, și anume 60 de lei meniul complet. În așa fel încât să nu existe discuții între cei care au punctele gastronomice, ca unul să vândă cu preț mai mare și unul mai mic. Să nu existe concurență neloială. Să nu există concurență și prin această concurență să existe supărări între membrii comunității. Și iată, există înțelegere și înțelepciune din partea acestor proprietari de puncte gastronomice locale. Avem un exemplu că se poate. Un exemplu că se poate, iar un al doilea aspect este acela că fiecare dintre cei cu punctul gastronomic, din exemplu pe care vi l-am dat, are un alt meniu. Iar turistul, cel consumatorul care vrea să servească masa, poate să aleagă. Dacă vrea un anumit fel de mâncare, merge la un anumit punct gastronomic. Dacă nu, în această rețea își găsește meniul pe care și-l dorește. Dumneavoastră, ca și direcție, vă desfășurați activitatea asupra cărei zone? Agenția Națională a Zonei Montane își desfășoară activitatea pe întreaga zonă montană a României, pe cele 27 de județe cu zonă montană. În afară de partea aceasta pe care o spuneam cu punctele gastronomice, care o desfășurăm la nivelul întregii țări. Deci tot ceea ce facem noi, facem la nivelul zonei montane și facem cu titlu gratuit. În afară de punctele gastronomice sau de cursuri, cum aminteam, noi mai avem și alte atribuții și anume suntem cei care certificăm pe schema de calitate produs montan. Este o schemă de calitate europeană
prin care produsele agroalimentare care sunt procesate, care provin din zona montană, să poată fi acreditate, este mult spus, da, pe o schemă de calitate. Avem o siglă cu produs montan care se aplică pe respectivele produse, iar consumatorul are certitudinea că acela este un produs de calitate, un produs românesc, ce provine din zona montană. Cele DOP-uri? Nu, nu. Este DOP, STG, produs tradițional, dar există și produs montan. O să vă arăt care este exact logo-ul nostru. Și în afară de acest logo, există un număr de identificare pentru fiecare produs care este certificat pe această schemă de calitate, un număr care poate fi verificat în Registrul Național al Produselor Montane, care este registrul care este public pe site-ul instituției noastre și pe site-ul Ministerului Agriculturii. Practic, în momentul în care mergem la un supermarket, de exemplu, am putea să căutăm acele produse care au sigla menționată pe ambalaj. Și avem exact și avem siguranța că acela este un produs, spuneam, românesc, un produs de calitate, un produs care provine din zona montană. Noi știm că zona montană este renumită pentru produsele care vin de acolo, datorită mai multor factori. Și ai, nu știu, ierbii și ai aerului și alți factori care ajută ca produsul final să aibă o calitate superioară. Acum aș vrea să ne referim la zona aceasta în care ne aflăm, a județului Harghita, Bilborul și poate chiar la nivel de județ. Din perspectiva punctelor gastronomice locale, chiar la Bilbor există un astfel de punct gastronomic local și vom discuta cu cei care au reușit să ajungă la această performanță, dar mai există și altele în zonă? În zona, din câte știu eu, nu. Este primul, domnul Sorin, care a deschis acest punct gastronomic, dar mai există la nivelul țării. La un moment dat erau vreo 140 de asemenea puncte gastronomice locale. Noi ne dorim, prin ceea ce facem, ca ele să se extindă. Mai apoi să fie introduse într-o strategie de turism culinar pe care să o dezvoltăm. Deci încercăm să le identificăm, să le creăm, după care să le introducem în niște trasee turistice culinare. Mergem pe pași. Totul treptat. Nu-i cum altfel. Acum chiar aș vrea să ne vorbiți despre ceea ce ați găsit aici la Bilbor din perspectiva punctului gastronomic local și să-l cunoaștem pe domnul Sorin. Dragii mei, rămâneți alături de noi, alături de mine, alături de domnul director pentru a vă prezenta un astfel de exemplu, astfel de produse pe care dumneavoastră le puteți degusta în momentul în care ajungeți în localitatea Bilbor. Îl invit pe domnul director Dănuț Ungureanul al Agenției de Dezvoltare Montană pentru a lua cuvântul și a vă comunica unul dintre multele lucruri de bine ce au loc în localitatea noastră. Vă rog, domnule director. Mulțumesc frumos! Bună ziua, stimate domnule subprefect, stimate domnule primar, dragi participanți! Numele meu este Dănuț Ungureanu și sunt director la Agenția Națională a Zonei Montane, instituție publică a Ministerului Agriculturii, aflată doar peste deal, la Vatra Dornei. Avem o frumoasă colaborare cu dumneavoastră prin cursurile de formare profesională pe care noi le-am desfășurat aici, în localitatea Bilbor, cursuri pentru măsura 10 din Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin măsura 11 de Agricultură Ecologică, cursuri pentru punctele gastronomice locale. Am mandatul să reprezint astăzi Agenția Națională a Zonei Montane și să transmit salutul doamnei director general Veronica Țaran Baciu, care își exprimă regretul că nu a reușit să ajungă. Și de asemenea am mandatul din partea Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural, ANTREC, a doamnei conferențiar universitar dr. Marilena Stoian, președinte de onoare, pentru a transmite de asemenea salutul dumneaei și pentru a înmâna o diplomă, mai exact, diploma Margareta de Aur,
pentru un antreprenor de aici, din comunitatea dumneavoastră, pentru domnul Vâlcan, și aici vreau să fac o precizare, în fiecare an, Antrec România încearcă să evidențieze pe cei care și-au adus aportul în dezvoltarea turistică, oferindu-le câte o asemenea diplomă, câte un asemenea premiu simbolic. Vreau să spun că anul trecut au fost 32 de nominalizări, dintre care pentru puncte gastronomice locale la nivelul întregii țări au fost 5, 2 în județul Bistrița-Năsăud, 1 Hunedoara, 1 Harghita, 1 Suceava, iar fericitul din județul dumneavoastră sau fericita este familia Vâlcan și o invit aici alături de mine pe doamna Vâlcan pentru a-i înmâna acest premiu simbolic. Este o recunoaștere a tot ceea ce au făcut dumnealor pentru dezvoltarea locală, pentru turismul din această zonă. Vă mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă, din partea Întreg România, care este colaboratorul și prietenul Agenției Naționale a Zonei Montane, să duceți mai departe ceea ce ați început și să știți că, într-adevăr, sunteți un exemplu pentru comunitate și nu numai. Un exemplu bun de urmat. Să rămână și vă mulțumim mult! Mulțumesc de suflet! Să rămână și noi vă mulțumim! Mulțumesc foarte. Vă mulțumesc, domnule director, pentru buna colaborare în tot ceea ce am desfășurat în parteneriat cu Agenția Națională de Dezvoltare a Zonei Montane în localitatea noastră, pentru că în permanență dorința de dezvoltare a determinat ca locuitorii să își dorească să se perfecționeze prin cursurile puse la dispoziție de dumneavoastră. Alături de domnul Dănuț Ungureanu și alți doi oameni, aș vrea să îl rog pe domnul Ungureanu să ne facă cunoștință cu dânsii, despre cine este vorba. Avem lângă noi pe domnul David Vaicar, care este promotor pe turism în această zonă, un om cu care noi colaborăm și care ne-a ajutat și la identificarea punctului gastronomic local, a fost și cel care a dat mai multă consultanță sau o consultanță mai practică, fiind aici în localitate domnului Sorin. Și, da, am anticipat și l-avem pe domnul Sorin, care este proprietarul punctului gastronomic local și laureatul de astăzi, cel care a primit din partea Întreg România această margaretă de aur. Acum aș vrea să vedem de la dumneavoastră cum l-ați cunoscut pe domnul Sorin și ce v-a atras înspre Bilbor. Bună ziua! În primul rând vreau să vă urez un bun venit la Bilbor în sărbătoare. Domnul Sorin este un om deosebit. L-am cunoscut în activitatea pe care o desfășor. Sunt promotor al turismului în partea de nord a județului Harghita și totodată și ghid pentru turiștii care trec prin zona noastră superbă. Bilborul fiind o comună intramontană, așezată chiar lângă Bucovina, aici ne aflăm exact la graniță, am fost într-o excursie cu turiști din altă țară, cu turiști străini, și am aflat de acest punct gastronomic și de ce produse tradiționale servește domnul Sorin. Așa l-am și cunoscut, ne-am împrietenit și văzând profesionalismul de care dă dovadă, am ales să îl promovez cât mai bine posibil, să iasă în evidență și să fie un exemplu și pentru comunitate, deoarece ducem o lipsă cumva de informare și trebuie să găsim întotdeauna, să identificăm oamenii care doresc să iasă în evidență pozitiv și să facă lucruri frumoase. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, dacă se poate să discutăm mai pe larg despre acest subiect, al ceea ce poate să facă un ghid turistic pentru promovarea celor pe care îi găsesc în traseele lor turistice, într-o emisiune următoare, dacă se poate. Sigur că da, vă mulțumim. Bun, mulțumim și noi, domnule Sorin, ați văzut, toată lumea vă laudă. Ia să-mi spuneți ce v-a determinat să faceți acest pas important, totuși veniți dintr-un alt domeniu de activitate, ați fost șofer. Da, bună ziua, bine ați venit la noi, aici în comuna Bilbor.
Da, într-adevăr, sunt și acum șofer. Cu nevasta am fost, a lucrat 7 ani de zile și ne-am gândit ca să ne întoarcem în țară și să dezvoltăm ceva pentru comuna noastră, pentru să nu mai plecăm. Ce le oferiți oamenilor care calcă pragul gospodăriei dumneavoastră? Noi le oferim toate produsele bio, tradiționale, după rețetele de la bunici și străbunici, care numai din gospodăria noastră. Deci înseamnă că cine vă calcă pragul are numai și numai de câștigat. Bineînțeles, bineînțeles, numai de câștigat. Iată că astăzi ați fost și premiat. Ați primit o distincție aparte, o distincție care sunt ferm convinsă că va fi un imbold pentru dumneavoastră de a continua ceea ce ați început. Da, mulțumesc frumos pentru această diplomă, mulțumesc domnul director Ungureanu, mulțumesc pentru domnul Weicher. Și e un lucru bun, e un început pentru noi că se poate face ceva în comuna asta aici. Și toți turiștii care tranzitează comuna, care vin, se cazează la noi aici în comună, ce să fie să ne calce poarta. Păi uite, o invitație mai bună, dragii mei, decât aceasta de a veni la Bilbor, cred că nu există. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați oferit-o. Nu uitați, săptămâna viitoare discutăm în cadrul aceleiași ediții la fermă despre ceea ce poate face un ghid turistic pentru dumneavoastră.